Hei, eu sunt Matteo și tu te uiți la UNews pe UTV. Succesul lui Matteo a atins cote fabuloase la începutul lunii februarie, când artistul a fost nominalizat la premiile Cool Asian Music Awards, cunoscute și sub numele de Cool Music Asia Festival Awards. Artistul a câștigat premiul Best Overseas Artist. Dacă nici așa nu-ți place, ia mai zboară-n Panama, ce Panama. După 4 ani, piesa mea Panama se bucură de un succes răsunător, de ropote de aplauze în toată Asia. Zile, 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 eu alerg al mile, 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 mile pe Maidan pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar cel mai de preț, dar fără niciun ban. Tot succesul ăsta nebun îi se datorează unui om, chinez am înțeles că e, care a găsit piesa, nu știu cum. S-a făcut un dans, l-a postat pe net, pe site-urile lor de socializare, cred că și pe YouTube, nu știu să zic mai multe. Ei sunt un popor cărora nu le este rușine să arate când le place ceva. Asta e un lucru foarte, foarte tare la asiatici, dar în special aici e cu China faza asta. Piesa, în momentul de față, este numărul 1. Și evident că treaba asta a dus după ea un turneu care a început pe 19 ianuarie, a fost primul concert în Thailanda, în Bangkok. Și ne mai auzim, să vă zic când se termină. Momentan, acum e o pauză. Am venit puțin acasă să respir puțin aer de România, să pun puțin asfaltul ăsta plin de gropi și cât de curând, adică în 2 zile, plec în Myanmar. Mi-au echipa și plec în Myanmar. Zile, 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 eu alerg al mile, 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 mile pe Maidan pentru tine, tine, să-ți dau un dar.